Am plăcerea să invit în platou o fostă colegă, astăzi star internațional, Iulia Vântur. Bună, Iulia, și bine ai revenit, Iulia. Numai o secundă. Aș fi vrut să știu un dans de ăsta de la Bollywood, mi-ar fi plăcut mult de tot, dar nu m-am descurcat. În ultimii 2 ani, exact, în ultimii 2 ani, Iulia, numai FaceTime am trăit cu tine. Acum trăim să vedem că ești vie, că ești aici, te rugăm frumos să iei un loc. Să știi că te așteptăm cu ceva ce sunt convins că s-ar putea să îți trezească niște amintiri plăcute, sper din toată inima. Tu așează-te acolo, Iulia, pentru că știu că întotdeauna când pleci de acasă, în India, pleci cu Eugenii, cu farine, lucruri care ți-au caminte de copilărie ce și lucruri care îți plac, corect? Mulțumesc mult! Uite așa, pe bogăție, cu farine, da. Eugenii și stai-le liniștită, Ciucă! Nu știu dacă Iulia a mai fost în ultima perioadă prin cluburile din România, unde șampania se aduce cu roaba, dar ar trebui fără, să... Fără, da? Fără. Ei bine, Iulia, avem altceva pentru tine. O roabă de pufuleț, Iulia. Păi parchez aici. Asta e cel mai frumos cadou, să știi. Este? Mulțumesc. Asta e, vezi, mă, Iulia. E o roabă cu pufuleț pentru tine, pentru că ție îți place de fiecare dată când pleci din România în India. Super. Să ții pufuleț la tine, pufarine, Eugenie, nu? Da, și fetele, spre exemplu, dacă vine mama sau vine Lili sau prietenele mele, cine vine la mine, dacă ne întâlnim pe undeva, oriunde lume, mi-aduc un băgăjel așa plin cu pufuleț, cu tot felul de chestii. Hai, de acasă. Câteodată nu poți să scoți copilăria din om, indiferent unde s-ar duce în colțul ăsta al lumii. Corect, și nu? Moldovanca din femeie. Da, dar uite, moldovanca din femeie, da. Nu e bine să o scot, pentru că moldoveanca a reușit, oameni buni, să facă un turneu în foarte multe țări. Ai avut în America turneu, a fost interesant. Da, aproape 2 luni de zile în 9 orașe principale din Statele Unite. Am cântat pe niște scene impresionante, așa, care, cum să zic, la un moment dat chiar m-am simțit așa foarte, foarte mândră și fericită că intrasem pe holurile sălilor, da, respective, arenelor respective și vedeam poze cu Beyoncé, Michael Jackson, Elvis Presley, Sinatra, care au cântat în acele arene și mi s-a părut așa, era copleșitor într-un fel, știi, să știu că pe același scenă au cântat numele asta legendare din industria muzicii. Aici avem imagini de la concertele acestea. Și de la concertele pe unde le-ai avut, da, în ultima perioadă. Da. Deci colega noastră de la știri, doamnelor și domnilor, ați aflat, gata, cariera de știri și cariera de artistă, de cântăreață. Păi explorăm cât da, mai mult. Da, mi se pare foarte frumos. Da, încercăm să descoperim și mai multe și mai multe lucruri despre noi înșine. Te atrage mult mai mult domeniul ăsta și îți place mai mult. Sincer, uite, la un moment dat eram întrebată ce îți plac mai mult, știrile, Dansez pentru tine, adică gen, da, TV, actorie, muzică, și eram foarte confuză, nu știam exact ce să aleg. Acum știu foarte clar, sunt 100% sigură, îmi plac show-urile live. Adică nu e nimic atât de puternic ca energie, ca satisfacție, decât show-urile live cu public, unde interacționez cu publicul. Și uite, tocmai jobul pe care l-am avut înainte, cariera pe care am avut-o înainte de în televiziune, cred că m-a ajutat foarte mult și în comunicarea cu publicul, să fie mult da, mai aici mai ușor. Vorbeai la un ecran, la un televizor. Noi aveam public acolo... la Dansez pentru tine, totuși. Da, la Dansez, dar la știri mă gândesc. Sau la da, asta, știi, vorbeai la un ecran sau cu colegi. Uite că și-o am public așa aici. E. Colegii da, din spatele camerelor de filmat, dar acolo la un concert, energia aia, câteva corect, mii de oameni. Corect, e incredibil. Da, da, exact. E atât de frumos sentimentul. Ai fost și în Turcia, nu? Și la Cannes? Da, am fost și la, Cannes. Am fost acolo la un eveniment special unde am fost numită Brand Ambassador pentru cauză, pentru o fundație care a fost inițial fundată de Michael Jackson și de Nelson Mandela. Apoi familiile lor au preluat această fundație și acum cu mare onoare am acceptat această invitație de a fi Brand Ambassador pentru fundație care se numește Adventures of Humanity. Și sunt foarte multe proiecte pe care ei le plănuiesc și de-abia aștept să fac parte din ele. Superb! A fost da, și în Turcia, ceva mai devreme povesteam, joci acolo într-un tocmai film, am venit, da, alaltă și de acolo, ca să vedeți cât colindă Iulia în ultima da, perioadă. Da, adevărul că am colindat lumea în lung și în lat, așa, în ultimele acesta luni. Acesta-ți imagine, nu? Da, ăsta e din penultima piesa mea, care se numește Designer Lenga. Am lansat 3 piese, una după alta,
Piesa foarte, foarte drăguță care a fost primită bine de public. Urmează acum să mă întorc să filmez un alt clip. Mai e unul care așteaptă, și așteaptă rândul. Da, mă bucur că se întâmplă. De Turcia. De Turcia, uite, da. Acolo, asta e din Turcia, nu? Da, da, da. În Turcia am fost la invitația regizorului cu care lucrez, lucrez și pentru ultimul film filmat în Londra și urmează să lucrăm împreună și pentru un serial care e cu o producție indiana-turcească. Din cast o să facă parte și nume importante din industria cinematografică turcească și probabil că mulți dintre actorii de acolo sunt foarte cunoscuți și în România pentru că au jucat în serialul Erdgul. Uh-huh. Înțeleg că a prins foarte bine peste tot în lume, nu numai în Turcia, India, Dubai și alte țări. Și mă bucur așa că reușim deci să facem proiecte... Mai multe în... spre casă, ca să zic așa. Da, cred că va trebui să filmez destul de mult în zona și asta. Și ca să vedeți că viața ei nu e ușoară, lucrează și la un documentar, nu? În da. India, ăla e în India. Da, da. E un documentar foarte frumos. E un format la care m-am gândit în timpul pandemiei. A plecat așa, ca un proiectel foarte mic pe care am zis că îl fac inițial pentru social media. După care ideea a plăcut foarte mult și l-am transformat într-un proiect foarte mare care acum. Care se numește Beyond the Star și este vorba despre viața unui star din toate perspectivele, din 360 de grade unghi, așa. Și practic am intervievat toate aspectele și toți oamenii din viața starului respectiv. Starul este Salman Khan și practic ce-am deci vrut eu foarte mult... viața lui Salman Khan. Da, ce-am vrut, e o poveste de succes. Mi-am dorit foarte mult să fie o poveste inspirațională și motivațională pentru toți cei care privesc, mai ales în acea perioadă în care toată lumea era cu moralul la pământ. Mi-am dorit... să spun o poveste care să inspire și să dea curaj oamenilor. Oamenii să înțeleagă că atunci când ieși jos, e foarte important ca un om de succes să fie de succes, să știe cum să se ridice. Înțelegi? Iar Salman e, cred că, exemplul cel mai concludent pentru că a avut atâta obstacole în viață și atâta provocări. Ce obstacole a avut? Uite, pentru cei care poate nu știu exact povestea lui. Ah, da, trebuie să stăm de vorbă foarte mult. Cred că mai bine te uiți la serialul documentar. Au fost multe și de la nivel personal și profesional pe care el l-a trecut foarte bine și asta înseamnă... Da, e gata documentarul? Adică lumea poate să îngresească. Mai sunt două interviuri pe care trebuie să le fac cu doi oameni importanți din această poveste. În rest am terminat cu toți cei din familie, actori, producători, prieteni și a fost așa o experiență foarte, foarte interesantă pentru mine pentru că am avut o perspectivă și din interior și din exterior, știi? Și când spun și interior și exterior, nu mă refer numai la lumea filmului, ci mă refer și ca o persoană care e în afara țării și care nu a trăit și nu a crescut cu acea cultură a Bollywood-ului și ca cea care cunoaște și industria. Și atunci e o perspectivă destul de diferită și pentru mine chiar a fost o experiență foarte, foarte interesantă. Vedem imaginele cu Salman Khan. Merge des la sală? Am văzut niște poze ceva mai devreme. În fiecare zi vreo câteva ore. Am înțeles. Deci știu că cam așa se face treaba. În fiecare zi câteva ore. Da. Și mi-e mai pus aici Pufari și Eugenie. Adică... Acum, da. Mulțumesc știi frumos. Știi ce vreau să te întreb? Pentru hai, că acum tu vezi acolo da. Toată povestea asta. Da. E greu să fii star la Bollywood? Da, e foarte greu, adică pentru e că diferit. E o concurență foarte mare, da, industria e foarte mare, concurența e pe măsură, sunt foarte multe provocări, mai ales atunci când ajungi la un anumit nivel, sunt provocări de tot felul și îți dai seama că la colț sunt foarte mulți care încearcă să te tragă în jos și atunci, dacă nu ești un om cu un caracter foarte puternic și un om care știe exact ce e și ce își dorește, te destabilizezi foarte ușor. Sunt atâtea cazuri de superstaruri care și-au pierdut echilibru și au ajuns foarte rău. Și asta spun, asta mi-am dorit de la povestea asta, să fie acea poveste care să inspire oamenii și să înțeleagă în orice domeniu ai lucra, orice ți-ai dori să faci în viață, e important să știi cum să te ridici, să-ți găsești puterea și să revii mai puternic. Practic e o poveste despre succes din punctul ăsta de vedere. Ăsta. Zici că apare multă lume în el. Da, da, multă lume, da. Multă lume și e o poveste, zic eu, foarte interesantă, de viață, în primul rând. Perfect. Știi ce vreau să te mai întreb? Dar tu te-ai obișnuit acolo, acum casa, poți să zici că India e casa ta, nu? Da.
Ai evident. Câți ani de când? Am două case, una în România și una în India. Și de cât timp ești acolo? De vreo 6 ani sunt mai mult acolo. Dar ai început după... să te duci mai de mult, nu doar acum 6 ani. Da. Doar că eu îmi păstrasem proiectele în România și atunci mergeam doar în vacanță în India, înainte de... Iar acum te descurci la perfecție cu limba, adică dacă ei, la perfecție n-ar spune chiar așa, la perfecție, că îți trebuie ca ani de zile să înveți. Mai ales, ți-am zis, pentru faptul că majoritatea oamenilor din jur vorbesc engleză, e destul de, știi cum, devii mai leneș așa, nici forțat să vorbești limba. Dacă te duci acolo, într-un loc unde se vorbește doar hindu, te descurci, mă adică descurc, înțelegi da. Tot ce zic. Adică nu mor de adică dacă foame, sete și... Iau spune am vorbit la spate, mamă, uite mă, Iulia Vântor, nu? I-auzi, înțelegi ce zic? Lulia. Da, e confuzia între i și el. Asta mi s-a întâmplat și în stat, am crezut că e o chestie care se întâmplă și doar în India, dar îmi dau seama că e confuzia între prima literă, care poate fi interpretată ca el sau i, și atunci dacă nu sunt obișnuiți cu numele. Și chiar dacă sunt obișnuiți și deja l-am spus cum se pronunță corect, tot aleg varianta mai simplă cu el. Noi îți mulțumim mult că ai trecut, da. Iulia, pe la noi, pe la emisiune. Da, mulțumesc și te frumos. Și te așteptăm cu mare drag. Mersi mult. Oricând, cu mare plăcere. Mersi mult se de tot. Pufuleți, să le duci pufuleți prietenilor da. Din India. Din așa am să fac, să știu, să iau toată roba. Pentru că, uite, vezi, poți să-ți hrănești optimismul. Uite, vezi, acum, perfect. Despre optimism e vorba. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mersi. Iulia Vântur, puteți să o căutați pe Instagram, pe Facebook, da. Pe YouTube, căutați-o și dacă sunteți, avem români care sunt ne urmăresc pe ProTV Internațional, să vină la concertele tale. Să știi că au fost niște români, dar au călătorit dintr-un alt oraș pentru a veni să vadă spectacolul. Mi s-a părut așa, m-a emoționat, m-a impresionat. Foarte frumos. Da. Mulțumim mult de tot.